bătrână și bună vreau. Am cea mai frumoasă mamă, a mea mamă te zâmbește, plec ca floarea ce florește. Stau acum și-mi dau seama ce te-aș face pentru mama, că mama e cu vorbe bune, n-am ca ea pe altă lume, la o glindă o ajut să-și lege drama. Dragii noștri, de această dată suntem în tot direct cu o surpriză frumoasă pentru doamna Elena, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 76 de ani, iar noi mergem să o surprindem și să urăm călduros la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Bună ziua! Ne primiți la dumneavoastră? Da, dragul. Căutăm o doamnă sărbătorită. Da. Avem informații că o găsim la această adresă. Nu trebuie să știi cine e. La mulți ani vă spuneam. A, așa. Doamna Elena, noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași. Iar astăzi venim la dumneavoastră să vă sărbătorim din partea unor persoane dragi dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți ceva. Dacă bănuiți dumneavoastră, cine v-a pregătit această surpriză? Fetele mele. Așa ziceți dumneavoastră, fetele să fie? Da, da, fetele mele, altcineva nu are. Să știți că astăzi venim din partea celor care mai mult ca oricând și-au dorit din toată inima să vă sărbătorească și să vă simțiți cea mai iubită mamă din lume. Astăzi și-au dorit din toată inima să vă mulțumească pentru toate eforturile, pentru că toți acești ani le-ați dedicat lor. Ați știut mereu să-i susțineți, să-i încurajați când au avut nevoie și atunci când le-a fost lor greu, ați încercat să luați greu pe umerii dumneavoastră. Și astăzi, mai mult ca oricând, și-au dorit să vă sărbătorească, am să vă rog florețe pentru dumneavoastră. Și vom afla imediat și cine stă în spatele surprizei, pentru că mai avem și un mesaj de transmis pentru dumneavoastră. Și așa cum v-am și spus și scrie și pe tortuleț, la mulți ani mama. Deci cu siguranță și nici nu mai există îndoială, copiii sunt complicii principale acestei surprize. Am să vă iau floarea un pic ca să reușiți să țineți tortuleț. Doar dacă reușiți să-l țineți, îmi spune, dacă nu, vi-l iau eu. Nu, sau vă ajut. Așa. 76 astăzi. Da. Frumoși, ușori, grei, toți ai dumneavoastră sunt și au trecut cu tot. Au trecut și ați ajuns la vârsta aceasta frumoasă. Dar cel mai important este că aveți copilașii aici aproape de dumneavoastră și sunt și acolo, care sunt prin telefon cu noi. Dar măcar sufletește aproape de noi. Iar acum să știți, doamna Elena, că înainte de toate, noi o să vă transmitem mesajul pe care astăzi în toată inima copilașii l-au scris pentru dumneavoastră. După care o să vă mai cântăm și la mulți ani ca să reușim să vă sărbătorim exact așa cum și-au dorit ai dumneavoastră, puișori. Iar acum mesajul spune așa. În această zi specială pentru tine, mămico, noi copiii tăi, Mitică, Angela, Maricica, Elena, Sanda, împreună cu ginerii și nepoții, îți mulțumim din suflet pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru noi, pentru nopțile nedormite, de grijă sau de dorul nostru, dar în primul rând îți mulțumim că ne-ai dat viață. Mămico, nu vom putea uita niciodată și nu vom putea niciodată să-ți mulțumim îndeajuns pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți dorim din toată inima la mulți ani binecuvântați, multă sănătate, să ne fie alături de noi până la 100. Asta ne dorim din toată inima toți la oaltă. Și mai mult ne dorim ca să ne sprijini ca și până acum, să ne dai povețe cu vorbele matale înțelepte. Să știi că te iubim din toată inima noastră și astăzi, mai mult ca oricând, îți mulțumim din suflet pentru toate cât ai făcut pentru noi. Te iubim mult, mămica noastră dragă, la mulți ani! La mulți ani din partea copilașilor dumneavoastră! Gineri, cu toții astăzi, au fost complici la această surpriză, de la mic la mare, de la cel mai mic până la cel mai mare. Iar acum, dacă ați avea și noastră, doamna Elena, să le transmiteți ceva. Am ajuns până acum. Sunt fetele, ginerii, nepoții, trănepoții nu taiți la mine, dar ar să vină la mine. Cu siguranță. Și mă rog Dumnezeu să fie sănătoasă, nu numai eu, cât familia, cât lumea, să fie sănătoasă. Mai mult ca sănătatea nimicului pe pământ. Mai scump, am probleme cu sănătatea, dar Dumnezeu și Maica Domnului îmi dă putere să-mi ving
7 ani de când stau într-un picior, 7 ani, merg pe 8 ani. Dar Dumnezeu totuși mi-a dat putere și mă mișc, ca plos, ca în prejurul suilor. Așa este. Da. Să fiți dumneavoastră sănătoasă și să le fiți în continuare aproape copilașilor, până la 100, așa cum au spus și ei. Și mai mult. Am avut bunicul, tatăl, mama, 100 de ani a trăit. Dar eu murit să mă la 65 de ani. Așa este, Dumnezeu. Da. Dumneavoastră trebuie să fiți puternică și să luptați, să fiți pentru copilași. Da, Dumnezeu. Să știți că acum noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie pregătită din partea copiilor. O melodie care din toată inima astăzi vă dedică dumneavoastră. Și să vedem și ce au ales pentru dumneavoastră, copilașii. Astăzi au curs doar de bucurie, că aveți copii, o parte aici, aproape de dumneavoastră, o parte sufletește cu siguranță, mereu cu gândul și cu inima aproape de mama. Sunt cu toți aici. Așa, acum ștergem toți lacrimile și cântăm la mulți ani pentru doamna Elena, să o facem să zâmbească și să zâmbească astăzi bine. Surprize la domiciliu.
noi oferim emoții.